Chiar dacă trăim vremuri în care omul este înconjurat de dispozitive de înaltă tehnologie, are acces la resursele civilizației, totuși are încă nevoie de propria sa filozofie de viață. Iar unul dintre cele mai bune izvoare care poate ajuta omul modern să câștige această înțelepciune sunt frazele și aforismele înțelepților Orientului. Acestea conțin boabe prețioase de experiență colectate de filozofii și poeții Orientului Antic. Rămâi alături de mine și împreună vom încerca în acest video să cunoaștem câte puțin din filozofia și înțelepciunea vieții a celor trei popoare ale Orientului Antic, indian, arab și chinez. Așadar, înțelepciunea poporului indian. La începutul secolului al VI-lea înaintea erei noastre în India, ia naștere doctrina religioasă despre karmă și suferință, numită budism. Un loc la fel de important în budism este ocupat de fenomenul dorințelor. Ar trebui urmate sau, dimpotrivă, trebuie să fie cu atenție suprimate, astfel încât sufletul nostru să tindă doar către binele suprem. Următoarea înțelepciune indiană ne învață cum să facem față dorințelor noastre. Nu vă urmați dorințele excesive, însă nici nu le suprimați pe toate. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii înțelepți au delimitat dorințele în două tipuri, și anume, dorințe sănătoase și nesănătoase. Aceștia au observat că atunci când o persoană este puternic mânată de o dorință nesănătoasă, de obicei acest lucru nu se termină cu bine. Tocmai urmarea pasiunilor și a capriciilor de moment este calea care duce o persoană către suferință. De exemplu, dorințele necontrolate care urmăresc satisfacerea plăcerilor trupești, și anume, mâncatul excesiv de alimente bogate în calorii, dorința continuă de a juca la cazinou, o problemă a zilelor noastre, consumul excesiv de alcool sau chiar fumatul. Toate aceste pasiuni necontrolate nu fac altceva decât să-l implice pe om într-un joc cu urmări nu tocmai favorabile. Dar pe de altă parte, această înțelepciune ne îndeamnă să nu suprimăm absolut toate dorințele. În caz contrar, acest lucru îl va duce pe om într-o stare numită astăzi de oamenii de știință, depresie. Această tulburare a dispoziției care provoacă un sentiment persistent de tristețe era bine cunoscută de înțelepții antici. Aceștia considerau că persoanele care își suprimă absolut toate dorințele pot suferi de o varietate de probleme, atât emoționale cât și fizice. Înțelepciunea indiană despre slăbiciunea umană. Slăbiciunile enumerate în următoarea înțelepciune îl vor îndepărta pe om pentru totdeauna de la atingerea înălțimilor sale. Trândavul, afemeiatul, persoana bolnăvicioasă, atașamentul față de locurile natale, comoditatea, frica, iată cele 6 obstacole din calea măreției. Nu putem să nu fim de acord că aceste neajunsuri afectează negativ capacitatea unei persoane de a obține rezultate pozitive în acțiunile sale. Trândăvia. Această lenevire a sufletului și moleșeala minții nu va face altceva decât să ducă la un rezultat nesatisfăcător al muncii, dacă va exista în principiu această dorință de a munci. Și aici nu contează dacă vorbim despre indianul antic sau despre omul modern. Afemeiatul, cel care suferă de cea atracție morbidă pentru sexul feminin, un viciu care nu face altceva decât să pervertească persoana și să compromită orice încercare de a atinge măreția. Nu este nimic de spus aici, deoarece acest păcat este condamnat de majoritatea religiilor lumii. Persoana bolnăvicioasă, chiar dacă își dorește să obțină rezultate pozitive în tot ceea ce face, are prea puțină putere pentru a lucra asupra obiectivelor sale. Nu a existat, nu există și nu va exista o persoană demnă de o singură critică sau de o singură laudă, înțelepciunea indiană. Atașamentul față de locurile natale se suprapune ideii de descoperire și de cunoaștere a lumii. Cel care, chiar și la o vârstă adultă, nu-și dorește să se desprindă de orașul său natal sau de casa părintească, își restrânge posibilitatea de a reuși în viață. Copilul este oaspete în casa ta. Hrănește-l, învață-l și dă-i drumul. Alte două slăbiciuni, numai puțin importante, sunt comoditatea și frica. Dacă ar fi să traducem comoditatea într-o versiune mai modernă, ar însemna zona de confort din care omul cu greu poate ieși. Orice persoană care este complet mulțumită de sine și nu-și dorește să urce pe o treaptă mai sus în dezvoltarea sa, fie că vorbim de o dezvoltare spirituală sau personală, va degrada inevitabil. Mulți psihologi și filozofi din toate timpurile și din toate colțurile lumii au considerat că, indiferent de diversitatea destinului uman, acesta poate fi încadrat doar într-unul din următoarele două grupuri. De-a lungul vieții, un om fie se dezvoltă sau pur și simplu degradează.
Prin urmare, comoditatea nu înseamnă altceva decât limitarea la ceea ce deja s-a realizat. În viață nu există loc pentru stagnare, ne învață înțelepciunea orientală. Fie te dezvolți, fie vegetezi și degradezi. Când trebuie să dea sfaturi altora, toată lumea este o comoară a înțelepciunii. Când trebuie să urmeze singur aceste sfaturi, atunci înțeleptul nu este mai deștept decât prostul. Proverb indian. Înțelepciunea poporului arab. Orientul Mijlociu este pământul culorilor calde, al străzilor înguste, al soarelui ferbinte din deșert, al ținutelor frumoase și neobișnuite ale femeilor și al caravanelor care străbat în liniște deșertul. Înțelepciunea poporului arab cuprinde cunoștințe acumulate de secole și reguli de aur ale moralității. Un om nesăbuit poate fi cunoscut după 6 lucruri: mânie fără cauză, discurs fără folos, schimbare fără progres, cercetare fără țel, își pune încrederea într-un străin și își ia dușmanii drept prieteni. Proverb arab. O mulțime de învățături utile pot fi găsite în aforismele și zicalele arabe. Cel care nu știe și nu știe că nu știe, este un prost, ocolește-l. Cel care nu știe și știe că nu știe, este un copil, învață-l. Cel care știe și nu știe că știe, doarme, trezește-l. Cel care știe și știe că știe, este un om înțelept, urmează-l. Următorul aforism ne prezintă starea persoanei care trăiește într-o lume a nepăsării, a indiferenței față de tot ceea ce o înconjoară. Dacă nu realizezi frumusețea florilor, dacă nu prețuiești prietenia și dacă nu te mai bucură frumusețea cântecelor, ești bolnav, trebuie să fii tratat. Această înțelepciune descrie cu exactitate starea de apatie și depresie. Au trecut deja multe secole de atunci, iar astăzi oamenii de știință și psihologii moderni sunt angajați în studierea legilor sufletului uman. Înțelepții arabi cunoșteau aceste legi încă din acele vremuri îndepărtate. Prin urmare, este atât de util uneori să citim din înțelepciunea Orientului despre viață. Și într-adevăr, în aceste comori pline de înțelepciune, curg cele mai valoroase adevăruri despre ființa umană și despre legile existenței acesteia. În acest aforism, înțelepciunea seculară a poporului arab ne vorbește direct: dacă o persoană nu se mai bucură de cântecele vesele, dacă toate culorile lumii au încetat să mai existe pentru aceasta, acest lucru este anormal și are nevoie de un tratament adecvat. Dacă în sufletul tău rămâne cel puțin o ramură înflorită, o pasăre cântătoare va sta întotdeauna pe ea. Când vorbești, cuvintele tale trebuie să fie mai prețioase decât tăcerea. Bărbații care nu iartă femeile pentru micile lor defecte nu se vor bucura niciodată de marile lor virtuți. Înțelepciunea poporului chinez. Istoria scrisă a Chinei are o vechime de peste 3500 de ani și în tot acest timp Imperiul Celest a fost renumit pentru viziunea sa specială asupra lumii și locul omului în ea. Există multe lucruri în cultura chineză care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi în această viață. În proverbele și zicalele chinezești, înțelepciunea poporului chinez ne este dezvăluită precum aroma completă a ceaiului proaspăt preparat. Perlele nu se află pe malul oceanului. Dacă vrei una, trebuie să te scufunzi după ea, proverb chinezesc. Dacă există ceva ce ar caracteriza proverbele chinezești, aceasta este eleganța lor, capacitatea limbajului lor poetic de a crea din realitate o metaforă. Există atât de mult încât s-au răspândit în multe culturi din întreaga lume. Asiaticii și mai ales chinezii se caracterizează printr-un profund sentiment de sacrificiu și o valoare imensă a voinței. De-a lungul istoriei, acest popor a trecut prin dezastre naturale colosale și a renăscut de fiecare dată din propria cenușă. De aceea apreciază atât de mult capacitatea omului de a rămâne puternic. Cel mai greu este să reziști ispitei înainte de victorie, proverb chinezesc. Și există multe proverbe chinezești care evidențiază capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne modela propriul destin. Iată o modalitate de a o exprima. Nu poți opri păsările tristeții să-ți zboare pe deasupra capului, însă le poți opri să cuibărească în părul tău. Munții sunt folosiți drept metaforă în foarte multe proverbe chinezești. Aceștia reprezintă dificultățile și obstacolele vieții. Iată un astfel de exemplu. Omul care mișcă un munte începe prin a duce pietre mici, Confucius. Acest citat aduce un omagiu răbdării, care este sursa puterii în cultura asiatică. Există un alt proverb cu o idee similară.
Trebuie să urci muntele ca un bătrân, ca să ajungi sus ca un tânăr, proverb chinezesc. Aici, de asemenea, vorbesc despre răbdare și perseverență. Urcarea muntelui ca un bătrân înseamnă confruntarea obstacolilor vieții cu calmitate și înțelepciune. Ca să ajungi sus ca un tânăr reprezintă rezultatul pe care îl obținem ca urmare a traversării acestui drum al vieții înțesat cu piedici. Lupta omului cu greutățile vieții nu îl face mai slab, ci dimpotrivă, mai puternic, mai stăpân pe sine, mai ambițios și cu mai multă putere de viață. Această rezistență despre care se vorbește în acest proverb ne poate fi de mare ajutor în depășirea oricăror dificultăți din viață. Următoarea zicală ne învață de asemenea cum trebuie să ne comportăm pentru a ne atinge obiectivele. Dacă te-ai împiedicat și ai căzut, nu înseamnă că mergi în direcția greșită. Dacă o persoană dintr-un anumit motiv a eșuat în acțiunile sale, acest lucru nu înseamnă că scopul său nu este lăudabil. Trebuie să tratăm eșecul ca pe un mijloc important de învățare și ca pe un furnizor de combustibil în această călătorie a noastră către mari realizări și succese în viață. Eșecul trebuie tratat ca pe o componentă firească a vieții și ceea ce ne poate distruge nu este eșecul în sine, ci atitudinea noastră față de acesta. Aproape de fiecare dată asociem curățenia cu energia pozitivă și murdăria cu cea negativă. Însă următorul proverb chinezesc transformă puțin această idee. Peștele niciodată nu va trăi într-o apă prea curată. Această cugetare ne vorbește despre lipsa perfecțiunii umane. Așa cum în apa sterilă, în forma sa pură, niciodată nu va exista viață, la fel și noi, oamenii, nu vom putea trăi într-o lume a perfecțiunii. Acolo unde este viață, există și neconcordanță. Și anume această nepotrivire, această imperfecțiune, este rădăcina întregii vieți. Și să nu uităm că greșelile ne învață, nu perfecțiunea. Chinezii, la fel ca majoritatea culturilor asiatice, sunt iubitorii unei vieți lente și liniștite. Spre deosebire de cultura occidentală, ei văd slăbiciunea în grabă, nu în forță. Chiar și scrierea istoriei proprii a durat câteva secole. Sunt un real exemplu al schimbărilor lente. Următorul proverb rezumă foarte bine acest punct de vedere. Nu te teme să mergi încet, teme-te să te oprești. Acest proverb ne vorbește despre cât de important este să rămâi activ, ceea ce nu înseamnă neapărat să fii complet dinamic. Este mai degrabă un proces care avansează pas cu pas, chiar dacă obiectivul este foarte departe. Atâta timp cât continui să mergi înainte, înseamnă că te îndrepți către acesta. Proverbele chinezești sunt o sursă nesfârșită de înțelepciune și frumusețe. Partea cea mai interesantă și plăcută este că îți vor sugera lucruri fără a ți le spune direct. Acestea invită pe toată lumea să gândească și să descopere adevărul absolut în loc să ți-l ofere preambalat și de aceea sunt atât de magici. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să apeși butonul de like, să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o și să scrii în comentarii care este proverbul tău preferat. Îți mulțumesc, pe curând!